Filmului. Să mergeți acasă, clasa noastră va fi prima care va folosi noua cameră video second hand a școlii. Dacă știe cineva dintre voi ce vrea să filmeze cu ea, să ridice mâna. Eu! Hei! Eu! Aș vrea să filmez un documentar despre viața animalelor sălbatice. Bine, bine! Primești camera, dragă! Sunteți liberi! Nu e corect! Voiam să fac un film de acțiune! Wayne, lasă-mă! Nu până nu-mi o dai, nătăflețule! De ce vă certați pentru camera aceea pentru copii? Când puteți folosi camera mea digitală, Movie Pro 2000? Poftim! Tony, nu vreau să o țin în mână. Vreau să pară natural, ca în sălbăticie. Bine. E ridicol, Tony. Reușesc doar să te filmez pe tine. Ce e? Hei, nu fac baltă din faună! Dacă o iei așa, nu! Dar aș putea să fac un documentar despre tine și despre familia ta! Un film despre oamenii tradiționali și despre modul lor de viață, ce spui? Si, o să devenim faimoși? Las-o baltă, nătăfleațu! Nu vei face parte din filmul meu! Vreau doar să ții camera! Dar aș putea să fiu iubita ta! Las-o, baltă! Nu există dragoste în filmul meu! Atunci nu poți folosi camera mea! Mare brânză! O să merg să iau camera de la școală! Nu! Stai! Vreau să te ajut la film! Stai, Wayne! Spune-mi, triciclistul! Stai, nu sunt pregătită să-mi aranjez părul și să iau rochia cea bună! Ei, băiete, filmează aici! Uite ce am găsit în urechea lui Tony! Un melc păros de baltă! Regret, domnule Parson, dar nu am venit aici să filmez trucuri. Vreau să fac un film despre oamenii bălții și modul lor de viață. Serios? Nu se prea arată a fi un adevărat succes de vânzări. Bine, Wendy! Motor! Succes, triciclistule? Scârbos! Ce ai pățit? Unde e camera? Acolo? Așa voi fi și eu în film? Nici gând! Țin eu camera dacă nu vrei tu! Oricum, o să arate mai bine! Dar așa cum o să mai ții ghidonul? N-ai vrea să vin eu în spate cu camera? Bine, perfect, urcă! Dar ai grijă să te ții bine! Nu-ți face griji, dragule! E destul de bine? Dar acum... Da, îmi pare rău, doamnă Parson. Cuptorul cu microunde nu dă bine într-o casă tradițională.
Dar am economisit multă vreme ca să îl luăm, dragul meu. Poate ar trebui să mai filmez și pe afară. Uei! Dă-mi-o înapoi! Nu am terminat documentarul! Las-o baltă! Eu fac un film adevărat! Numai fetițele se uită la documentare! Oh, dacă nu știai, hoții nu o duc bine în curtea mea, Wayne! Mulțumesc, domnule Parson! Acum aș vrea să mutați tractorul puțin. În fundal vreau să se vadă numai fauna liberă și sălbatică. Sculele alea de acolo par cam moderne. Poți să le ascunzi, Tony? Dar stai! Wow! Acum arătați perfect! Dar, cred că mai lipsește ceva. Fără cuptor? Fără tractor? Doar piele de porc și noroi? Vrei să părem niște înapoiați, băiete? A fi tradițional nu înseamnă a fi înapoiat, doamnă Parson. Atât doar că e mai puțin modern și mai natural. Să știi că familia mea e destul de nemodernă siasea. Credeam că e un documental, nu o telenovelă banală despre mlăstinos. Cred că sunteți destul de murdari. Hei, unde e camera? Va fi cea mai bună cascadorie a mea! Pot chiar să pierd! Ești gata? Dă-mi înapoi camera, Wayne! Hei! Ai ajuns tocmai la țanc! Poți să fii dublura mea? Nici măcar nu semănăm. În curând vom semăna, suntem gemeni, nu? Stai, gata! Nu mă poți obliga să fac asta. Ar fi bine. Da, altfel îi spun lui tata că mi-ai stricat camera și nu o să-i placă. Dar n-am stricat-o. Ba da, te-am văzut eu. Iar tatăl tău își poate pierde slujba pentru asta, să știi. M-am săturat, Wayne! Te spun! Bine, mami, tati, pregătiți-vă să fiți oripilați! Poftim? Wendy, ți-am spus, fără dragoste! Da? E camera mea și dacă vreau să mă filmez pe mine cu camera mea, o fac! Liniște! Putem fi atenți la problema de față? Durerea și suferința mea! Vezi, tată, ăla sunt eu! Și ăla, wow, și ăla! Wendy, e perfect! Nici nu-ți dai seama că e fratele tău! Oh, uite, iar apare Wendy. O cheamă Lambreta. Triciclistule, sunt pregătită pentru dragoste. Pedalează în brațele mele. M-am săturat, Wendy, te spun. Ce e? Ce s-a întâmplat? Unde e finalul filmului? Regret, mame și tate, dar Nătăflețul mi-a furat camera înainte să-l pot termina. Nătăflețule? Adică... Lucian, să-i dai imediat camera lui Wayne să poată termina filmul! Dar... Stai, Lucian! Haide, se întunecă! Oh, triciclistule, sunt pregătită pentru dragoste! Pedalează în brațele mele! Las-o baltă, Wendy sau Lasagna sau cum te-o chema! Ce e? Nu e trist! Este un final fericit! Dar, biata Lambreta, Wayne, îl va mai vedea vreodată pe triciclist? Oh, priviți! Nu s-a terminat!
Urcă lângă mine, draga mea Lambretta. Înainte glumeam. Te-am iubit întotdeauna, serios. Oh, triciclistule, știam eu. Îți place doar să mă tachinezi. Nu! Asta nu e filmul meu. Nu-ți face griji, eu și Lucian am făcut copii. Au! Stai, Tony, iartă-mă. De data asta va fi diferit, promit. Facem filmul cum vrei tu, te rog. Mă iubesc mult de tot. Bap-ti-du, 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 ti-du. Bap-ti-da, bap-ti-du, bap-ti-da, ti-du. Odată la 30 de ani, lișița moțată iese din cuibul ei. Colecționarul de salive. O să pierd! Haideți, copii, sunt bune, sunt spumoase și sunt amețitoare. Spumoasele bomboane Hai Bușiodo, disponibile în toate magazinele bune de dulciuri și în unele rele. Sunt periculoase, multe magazine nici nu le acceptă. Serios? Și astea ce sunt, amice? Agrișe? Astea sunt cele mai bune, nătăflețule. Scârbos! Uneori una nu este de ajuns. Mă gâdilă! Bomboane, bomboane, bomboane! După această frumoasă demonstrație, lișița moțată dispare înapoi în cuib pentru încă 30 de ani. Minunat! Ai liniștit, dragă Wayne? Mami, eu cred că Wayne a căzut pradă cultului noilor bomboane spumoase. Înțeleg, spumă cum? Spumoase! Au fost interzise în școli, sunt ilegale în câteva state și se spune că un copil din Japonia a explodat, căci a mâncat prea multe. A explodat? E adevărat, Wayne? Cred că e absolut... Doamnă, știu că e nebunește. Nu vă faceți griji, doamnă Cramp. Arunc restul stocului. Nu mai suport tensiunea asta. Închis! Bine că am scăpat. Bomboane spumoase gratuite. Numește acest cal în timp util. Trigger! Nu! Silver! Wayne, nu mai sta acolo, bine? Mami, pot să-ți dau trusa mea de organo-alertă? Noi, în lumea vegană, o folosim pentru a detecta impuritățile din mâncare. Dacă Wayne va abuza din nou de dulciuri, testul va demonstra asta. Dă-o încoace! Da! Testul salivei tale a fost pozitiv la 15 tipuri de îndulcitori și coloranți. Cum explici asta? Mami, îmi rămăsese o singură bomboană și Lucian a spus că o pot mânca. Eu nu l-am crezut, dar el mi-a băgat-o în gură și... Sărăcuțul de tine! Oh, atâtea dulciuri și toate sunt ale mele!
Hei, mai încet cu saliva, amice. Lasă pupicurile pentru mama ta și ia o gură. Hai, frumoasă adormită, masa de la miezul nopții. Nu pot! Mama o să mă prindă cu testul ăla de salivă. Oh, scuze, băiatul mami. Nu știam că ești atât de sensibil. Oh, nu! Am mâncat bomboane! Trebuie să scap de spumă. Înapoi, cățel sau purcel sau ce-i fi tu, eu nu vreau să mă lupt cu tine. Ei bine, eu zic că e mai bine sus decât jos, băiete. Wayne, treci în casă, vreau să-ți testez saliva. Negativ. Dar ia uite de la tine. Sunt agitat din cauza Crăciunului. Crăciunul e abia peste 8 luni. Concurs de scuipat? Sigur, nu-ți face griji, nătăflețule. Toți știu că fetele nu pot să scuipe. Eu știu să scuip. Jalnic. Super! Bomboanelor, am revenit! Hai să ne înțelegem. Știm că ți-e foame, știi că ți-e foame, așa că de ce ne mai agităm? Nu! Vreau să vă arăt saliva pe care am adunat-o. Priviți! Saliva domnului Parson poate lepi orice! Saliva de câine e un gel de păr minunat! Și chiar și o picătură din saliva domnișoarei Hissy face spumă în vană. Mai am și satisfacția că nătăfletul se spală în ea! Wayne e foarte agitat și vorbește singur. Cred că organotrusa ta e stricată sau are ceva, Lucian? Ei, nu da vina pe mine! Am primit-o cu cerealele! Cum spui tu? Dar cred că ar trebui să duc saliva lui Wayne la un specialist! Poftim, mami! Și mai am destulă! Regret să vă informez că fiul dumneavoastră are saliva unei femei de 90 de ani. Oh, micuțul meu copil bătrân! Vă rog să încercați să-i faceți ultimii ani cât mai buni posibil. Fratele tău e o persoană foarte bolnavă. Spune-mi ceva ce nu știu, tată. Are o boală foarte rară care explică ciudatul lui comportament. Trebuie să fii drăguț cu mine. Nu mă simt bine. Totul a ieșit perfect. Secretul nostru e în siguranță, bomboanelor. Bomboane! Și cum de mama nu bănuiește nimic? Saliva unei bătrâne? Saliva? Oh, ce scârbos! Ia stai puțin! Mari, Tony, poștașul, câine, eu! Ai abuzat de saliva unor nevinovați fără acordul lor, frățioare! Mami! Nu o să ne prindă niciodată! Wayne Crump, deschide! Dacă nu ai bomboane, nu ai de ce să te ascunzi! Hai, campionule, la treabă! Hai, hai, hai!
se poate! Ajutor, Wayne! Ne topim! Nu se poate sfârși așa, uriașule! Am trecut prin atâtea întâlnire! Avem atâtea amintiri! Suntem dulci și spumoase! Face bine, doamnă Cramp, după ce va primi antidotul pentru saliva câinelui. Dar cum de a mâncat bomboane? Bomboanele astea nu țin cont de religie, culoarea pielii sau vârstă, doamnă. Tocmai s-a mai internat un dependent de bomboane și e adult. Dacă e rău să-ți placă bomboanele, nu vreau să fiu bun! Au dublat în limba română actorii Florian Silaghi, Pavel Sârghi, Anca Sigmirean, Ileana Iurciuc, Richard Valin, Petre Ghimbășan, Alex Rusu, Marlena Prigoreanu, Rodica Suplăcan, Rin Tripa. Traducerea și adaptarea Dan Negruț. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea. Thank you.